filială a Mănăstirea Cașin, Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, are bucuria să vă anunțe că duminică 29 iulie anul curent, ora 14, va avea loc ceremonialul de sărbătorire a centenarului și sfințirea Monumentului Eroilor, ridicat în apropierea pensiunii Golden, la 2 km de sediul primăriei în Amonte. Așa a sunat invitația venită din partea maiorului în rezervă, Cicu Moraru, căreia îi mulțumesc pe această cale și, bineînțeles, în mod special preotului Ioan Bârgăoanu, protopopul de Onești, pentru că mi-a oferit posibilitatea de a vă oferi în minutele următoare întregul eveniment. Cu scuzele de rigoare pentru modul un pic haotic al cadrelor, însă sper ca la următoarele evenimente să fie mult mai bine. Așa că o să fac o invitație și pe această cale pentru a realiza o echipă. Important e să fiți din zonă. Așadar, vă invit să dați un like, un subscribe și să vă abonați la acest canal, activând, bineînțeles, acel clopoțel pentru a fi primii care află ce și când mai postez. Și, bineînțeles, felicitări organizatorilor pentru acest eveniment important pentru Comuna Mănăstirea Cașin, acum în an centenar, dar și de ziua imnului național. Așadar, pe data de 29 iulie 2018 s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin un fastuos ceremonial de sărbătorire a centenarului prin dezvelirea și sfințirea Monumentului Eroilor, ridicat în memoria celor căzuți în primul și al doilea război mondial, chiar aici, pe aceste meleaguri. Din cuprins primirea oaspeților de onoare în alpea Sfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, binecunoscutele discursuri ale primarului comunei, a preotesei Gabriel și alți membri marcanți ai acestor timpuri. Pe această cale vreau să îl felicit pe primarul comunei pentru discursul realizat și îmi pare rău că nu am surprins atât cât a fost discursul. Mai apoi, sfințirea monumentului oficiată de înalt preasfințitul Ioachim a urmat o acordare de diplome de onoare din partea bisericii prin părintele protopop Ioan Bârgăoanu, dar și din partea primăriei Mănăstirea Cașin prin primarul a preotesei Gabriel. Semn că se apropie ceva, nu credeți? Vă las pe voi în secțiunea de comentarii. Așadar, după o depunere de coroane, a urmat și un scurt moment artistic, pregătit așa cum trebuie de mândria comunei, mugurașii mănăstrieni, abia întorși din vacanța bine meritată, dar și de la spectacole. Așa că felicitări și pe această cale pentru cupă și diplome, baftă multă și succes mai departe, să faceți comuna cât mai mândră. Așadar, vizionare plăcută și nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, Rădăcini de Civilizație și pagina de Facebook Mănăstirea Cașin Live. Link-urile în descriere. Să fie Dumnezeu, binecuvântează pâinea și sarea, ofranele acestea pe care le înmulțește în comuna aceasta, în țara noastră, în România și în toată lumea ta, iar pe noi care gustăm din aceste ne sfințești. Pentru ei cei care binecuvântezi toate, Dumnezeu noastră, slavă, rațăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii vă rame. Bine, bă, bine! Era sfântul în albăția voastră. Vă doresc din suflet un eveniment cât mai frumos. În altă preasfinția voastră. Domnule primar, domnule Dănuț, împreună cu domnul primar, domnul președinte, vă rugăm să dezveliți acest monument închinat eroilor din comuna Mănăstirea Cașin. Vă mulțumim! Unul din dreapta sunt din dreapta.
trage. Un'altra scelta da altre, con un primo provato di super contro il corpo per fare la struttura di pasto. Aș fi reprezentat mănăstirea Măgura Ocnei, care ne privește prin lucrarea binefăcătoare a lui Dumnezeu, dar totodată prin harul înaltă a Sfinției voastre și ați binecuvântat astăzi acolo ca o nouă stariță să ne fie nouă rugătoare și ascultătoare înaltă a Sfinției voastre. Totodată vă rugăm să vă rugați pentru noi și să ne sfințiți acest monument închinat eroilor din comuna Mănăstirea Cașii, titorit de către familia Dănujita împreună cu primăria comunei Mănăstirea Cașin și Consiliul Local. Vă mulțumim foarte mult! Binecuvântați în al preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Și prin gustarea din apa aceasta trimite nouă binecuvântarea ta, care spală întinăciunea patimilor, așa ne rugăm, cercetează, Doamne, neputințele noastre și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre născătoare de Dumnezeu, rugăciunile Sfântului Ioan Botezător și înainte mergătorul, rugăciunile Sfinților între toți lăudaților apostoli, rugăciunile bunilor, biruitorilor, mucenici și mucenițe, a cuvioșilor de Dumnezeu purtători părinții noștri și ale tuturor sfinților. Și păzește, Doamne, pe credincioșii robii Tăi, ctitori acestui monument, dându-le lor sănătate sufletului și trupului și împlinește toate cerurile cele de trebuință oștii aceștia creștine, care slujește Ție și fii ei în toate milostii. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia dreptmăritorilor care drept învață cuvântul adevărului Tău și de tot cinul preoțesc și cărugăresc și de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăsc și de cei care ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici și de cei care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru dânsi. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie, în supărări și miluiește pe dânsi și pe noi după mulțime mile tale. Că Tu ești izvorul mile și a îndurărilor și a iubirii de oameni, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta pățește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează
moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea tău păzește pe poporul tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire la rugăciunea smeritului meu tău atereu și trimite harul preasfântul Duh peste untul de lemnul acesta, cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează-l, sfințește-l și dă puterea și alungă prin el toate puterile cele protivnice și bântuirele diavolești. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, preasfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credință, să ne rugăm, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul Tău zdrobește războaiele, ridicându-ne din neispusa Ta întrupare și prin pătimirea Ta ce bunăvoie. Pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Tu care ne-ai arătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta, dăruindu-ne câte cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni. Căci de la puterea Ta, Dumnezeule, noi, smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul nostru român și să-l conduci din victorie în victorie, și să-L ridici din slavă în slavă. Iar de la iubirea Ta de oameni cerem ca pe cei care au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești să-i așezi în corturile aleșilor. Și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se sfințește monumentul acesta, înălțat în cinste eroilor patriei, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Este, Doamne, poporul Tău, și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Iubiți credincioși și distinse autorități locale, județene, militare, pentru acest eveniment, noi, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, împreună cu protopopul locului și, bineînțeles, cu persoanele care au binevoit să ridice acest monument în cinste eroilor neamului, ne-am gândit să întocmim acest Hristos, care să fie aici spre pomenire veșnică a celor care s-au jertfit pentru neam și țară, precum și a celor care au binevoit să ridice acest monument în cinstea celor care și-au dat viața
pentru demnitatea, libertatea noastră, pentru întregirea țării și pentru toate aceste reușite ale poporului român. Memorarea întregitorilor României și a eroilor din mănăstirea Cașin. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime slăvit, aducem un pios de omagiu în an centenar în localitatea Mănăstirea Cașin, ostașilor români care, având credința în suflet și dragoste de neam și de glie, s-au jertfit în primul război mondial, 1916-1918, pentru unirea noastră într-o libertate, credință și integritate națională. Este cunoscută frumusețea măgurei Cașinului, ce străjuiește întreaga așezare binecuvântată de Dumnezeu a mănăstirii Cașinului, loc mioritic, picior de plai și gură de rai, dar mai ales vatră de istorie și de cultură, prin monumentala catedrală ce au înălțat-o înaintașii, mănăstirea Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Aici s-a întemeiat acum peste 500 de ani. Să ne amintim de faptul că regele Ferdinand venea noaptea de înviere de după război împreună cu generalul Alexandru Averescu Nicolae Iorga la cimitirul eroilor. Mai trebuie amintit faptul că Regina Maria, drept răspuns și amintire frumoasă pentru Biserica Mănăstirea Cașin, a ridicat în București o biserică asemenea acesteia, căreia și dat același nume, fiind una din cele mai frumoase monumente istorice ale capitalei. În acele timpuri, comunitatea mănăstirenilor a confecționat o strană regală, aflată în inventariul de patrimoniu al arhiepiscopiei noastre și care acum este restaurată, urmând a fi așezată la un loc de cinste în Biserica Voievodală. Pe aceste meleaguri au trecut ostași români, dar au fost urmași de istorici și scriitori renumiți, precum Nicolae Iorga, preotul Ioana Gârbicioană, Alexandru Vlahuț, Octavian Goga, Onisifor Ghibu, Mihail Sadoveanu și alții. Purtăm astfel în rugăciunile noastre numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. Scriem astăzi, în an centenar, cu recunoștință o pagină de aur în cartea acestui neam, ce a fost răstignit de multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze și să arboreze flacăra jertfeliciei și a credinței și a straturniciei în sufletul înaintașilor. În sensul acesta felicităm munca și jertfa familiei Dănuș și Mirela Jitea, precum și a primarului Gabriel, a preotesei pentru ctitoria acestui monument. La acest moment... Miluință vine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnii dăruiește. Acei ești mai cistită decât nebunii. Să luăm aminte! Veșnică fie pomenirea ctitorilor monumentului acestuia, veșnică lor pomenire! Veșnică pomenire ctitorilor monumentului acestuia! Veșnică pomenire ctitorilor monumentului acestuia. Asta e. Fădeziv. Si. Bravo. Rămâi Valentin și... și... Da, da, vedeți. Da? Ce? Bine. Să ajute Dumnezeu. Facem... Dați-mi cum vă să se spună imnul național sau facem ecranul? Uite, de acum facem ecranul pentru moși. Pentru că pomenirea acelor mori de acum ar trebui pomenit și pe ei. Așa face începi ceremonial. Da, ceremonial. Da, da. Dormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-a jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,
ci pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și întregirea neamului pentru libertate și demnitatea poporului nostru. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vârșește ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne la. Dumnezeu! Este om care să-i fiu viu să nu greșească, numai tu singur ești de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac. Și cuvântul tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește învierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi, Hristoase neamului nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pomenire. Hristos Sanctia. Hristos în altă presfinția voastră, în legislativul Consiliului Județean, domnule general apostol, stimați invitați, bine ați venit la evenimentul de astăzi și vreau să vă mulțumesc ca și primar al Comunei Mănăstirea Cașin pentru ajutorul pe care astăzi, dumneavoastră, prin prezență și prin activitatea pe care o desfășurați, să ne ajutați să ne creiem un nou loc sacru din Comuna Mănăstirea Cașin. Și mă refer la acest monument care ridicat în onoarea eroilor din Mănăstirea Cașin căzuți pentru neatârnarea neamului românesc. După cum știm cu toții, ne-am dorit, mai ales după anii 90, să avem un monument al nostru pe care să-l închinăm eroilor din Mănăstirea Cașin. Astăzi, datorită efortului făcut de domnul Jitea, am reușit acest lucru și alături de celălalt mare loc sacru pe care îl avem referitor la eroi căzuți în primul război mondial, el va fi al doilea monument al nostru de suflet, pentru că acolo mergeam în fiecare seară de Paști, depuneam o lumânare în memoria celor care s-au jertfit pentru țara noastră și pentru ca noi astăzi să fim liberi și independenți. Vă spuneam despre cei care au căzut, iar noi ne-am gândit că este foarte bine ca acest monument să cuprindă numele tuturor eroilor căzuți, începând de la războiul de independență, și avem patru persoane care au prată asistență, stimați cetățeni ai acestei comunități atât de dragi nouă județului nostru. Și iată, domnul primar a făcut o foarte, foarte scurtă așa trecere în vizită, istoric vorbind, despre înaintașii noștri. O manifestație foarte importantă pentru comunitatea asta, pentru comunitatea din Mănăstirea Cașin. Iată, cinstirea eroilor noștri și sfințirea acestui monument pentru eroii din războiul de independență, din primul război mondial, din al doilea război mondial. Un standard pentru jertfa lor, un standard pentru generații viitoare și pentru noi astăzi, iată, un exemplu de dăruire și muncă în folosul semenilor noștri. Este anul centenarului Marii Uniri,
înaintașii noștri au luptat pentru niște idealuri, o parte din ele le-au realizat, o parte nu. Avem datoria de a merge mai departe și de a le realiza până la final și cum nimic nu se face de unii singuri, așa cum a prezentat aici domnul primar, suntem datori celor care au făcut ca această comunitate și acest județ să arate așa cum arată astăzi și să ne dăm mâna și să facem împreună proiecte importante pentru comunitate. Și văd că are în sprijin aici pentru educație, pentru că dacă vrei să dezvolți comunitatea, trebuie să investești în infrastructură, trebuie să investești în educație și are cele mai importante proiecte pe care le am văzut modernizate. Ca voastră, domnule președinte, onorată asistență, primarul trebuie să recunoască faptul că acum este momentul când aud că voi fi invitat la cuvânt. Și cred că este mai bine așa, pentru că dacă mi-aș fi pregătit un discurs sau m-aș fi gândit la el, nu reușeam să exprim exact ceea ce simt aici, acum. Și spun acum și încep cu acest fapt, pentru că toți trebuie să ne amintim că astăzi, 29 iulie, este ziua drapelului național, imnului național al României. Este ziua imnului național al României. Iar acest imn și această zi nu existau dacă acești eroi, toți eroii din armata română și din rândurile poporului român, nu și-au sacrificat viața. Spun asta la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un secol, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care s-au sacrificat și noi cei prezenți aici, care le cinstim memoria și așa cum în mod exemplar titorul acestui monument o face, probabil voi mai lua și alții alte exemple. Ei, eroii care sunt pe acest monument și toți eroii neamului românesc au înțeles cel mai bine, și n-aș fi spus asta dacă nu eram aici la poalele Carpaților, au înțeles, repet, cel mai bine că arcul carpatic nu este o linie de demarcație a pământului românesc, așa cum au încercat unii de-a lungul veacurilor să recunoască. În 1918, din 7 mai, se stabilise mutarea acestei vechi frontiere și aducerea ei până dincolo de aceste locuri unde ne situăm. Deci nu mai eram în România. În cancelariile europene se urzeau unele planuri ca România totuși să existe, un stat de dimensiuni foarte mici, Monaco, dacă vreți, prin comparație, ca așa dimensiunile, la curile Dunării, pentru a fi un tampon între ruși și austro-ungari și ceilalți și turci. Nu vreau să fac o lecție de geopolitică și geostrategie, vă rog să vă să mă scuzați că mi-am îngăduit să spun câteva aspecte și văzând că sunt foarte mulți tineri aici, aș vrea să spun că locuitorii de la Cașin, de la mănăstirea Cașin, de pe toate aceste plaiuri, nu trebuie să sărbătorească centenarul numai în acest an, centenarul Marii Unii. Ei trebuie să-l omagieze, pentru că sunt și aspecte care trebuie comemorate și aspecte care trebuie sărbătorite. Ei trebuie să-l omagieze încă din 1914, pentru că din 1914 au existat aici trupele române care se așteptau la un atac din partea Austro-Ungariei și aici erau, s-au contopit populația, fiecare casă de aici avea ostași în gazdă. Copiii celor de aici, după declanșarea războiului în 1916, nu erau alături de părinți, erau la școlile din satele, din comunele Bârsănești, Helegiu, Livez, Valerea, cum îi zicea atunci, și altele. Sărbătorile de iarnă din 1916 au fost cele mai crunte pentru locuitorii de aici. Dacă citim în istorie documentele care există și foarte bine sistematizate, vom vedea că este consemnată bătălia de la Cașin, bătălia Cașinului, care s-a desfășurat în cele mai aprige încleștări între 20 și 2 decembrie 1916 până pe 29 decembrie. De Crăciun, am mai spus-o odată asta, de Crăciun, în anul 1916, când popoarele din alte zone ale lumii sărbătoreau și priveau artificiile distrându-se, aici, la Cașin, copiii, adulții și toți se uitau
și priveau îngroziți dansul de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte, pentru că această localitate și peste tot unde suntem era supusă unor sălbatice bombardamente. Au vrut să cucerească atunci, să profite. N-au reușit. Iată de ce n-au reușit și felicit, dacă mi este îngăduit încă o dată, pe ctitorul acestui monument, pe toți cei care au organizat această activitate și fiindcă suntem aici de toate generațiile, aș vrea să reamintesc faptul și ostași, faptul că strămoșii aceștia ne-au lăsat drept moștenire țara, dar și porunca sacră transmisă ca o flacără vie din generație în generație, de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu, cu prețul vieții dacă va fi nevoie, fără să ezităm niciun moment, și de a o transmite la rândul nostru generațiilor viitoare, liberă, independentă și suverană. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim, domnule general, și sunt onorat să-l invit pe domnul director Vilică Munteanu să ne spună două cuvinte. Înalt preasfinția voastră, domnule președinte, preacurecernici părinți, onorată asistență, stimați oameni ai localității Mănăstirea Cașin. Este o mândrie pentru mine, ca vecin de peste deal, să fiu aici, lângă dumneavoastră, într-un moment în care s-a ridicat încă un loc de închinăciune pentru eroii neamului nostru. Ceea ce s-a întâmplat în secvența prim război mondial s-a spus. Este o onoare pentru noi, pentru noi toți, că trăim acest moment în care aducem omagiul nostru generațiilor trecute, celor care au făcut să existe România Mare, celor care cu prețul vieții sau chiar dacă au terminat războiul cu destul de multe traume, au lărgit hotarele neamului nostru. Ca un semn de prețuire pentru acest monument, pentru ridicarea acestui sfinției sale arhiepiscopului nostru, medalia și insigna, cu drag protopopului locului, părintelui Bârgăoanu, că am mai primit și eu de la preasfinția sa, și să nu-l uităm pe primarul locului, un om destoinic, pe care la fel îi dăruim această medalie. Iar dumneavoastră, stimați oameni ai Mănăstirii Cașin, să fiți mândri, pentru că vă știu oameni harnici, mândri, dar să fiți și mai mândri pentru trecutul, pentru prezentul și pentru făurirea viitorului neamului nostru. Așa să vă ajute Dumnezeu. Arhiepiscopiei Romanul și Bacăului, promovarea valorilor spirituale, tradiționale și culturale ale neamului românesc, pentru participare la inaugurarea monumentului Onor și slavă întregitorilor românești și eroilor din Mănăstirea Cașin, semnează înalt preasfințitului al prim arhiepiscopul Romanul și Bacăului, se acordă domnului primar Gabriela Priotesei, primar al Comunei Mănăstirea Cașin. Aceeași diplomă de onoare se acordă familiei Jitea, Dănuț și Mirela, alături de o icoană care reprezintă pe cuvioasa Maica noastră Parascheva. Domnului președinte Sorin Brașoveanu, Consiliul Județean Bacău. Domnului general Vasile Jenica Apostol, cu toată imam, instituției prefectului județului Bacău, doamnei Maricica Luminița Coșa, doamnei deputat Iodora Șotcan, domnului colonel Paul Valerian Timofte și, în mod special, domnului major Breacnă Cristian,
comandantul comenduirii de Gardizanul Sergiu Chirilă și mulțumim în mod special. Vă mulțumim, domnule Breacă. Teanu. Mulțumim, domnule profesor. Domnului veteran, în mod special, Ioan Folea, care a împlinit 98 de primăveri și urmează să împlinească 99 de primăveri. Mulțumim în al preasfințitului care a trimis pe 20 ianuarie o diplomă specială pentru acest mare veteran al și prizonier de război. Vă mulțumim! Chemăm pe domnul veteran Ioan Folea alături de noi, pe domnul veteran Nicolae Ioniță și familia Ioan Goștei, care a ajutat cu aterenul în această zonă. Vă mulțumim tuturor, celelalte diplome le vom oferi într-un alt moment. Vă mulțumim din suflet! Diplomă de excelență în alt preasfinției sale părintelui Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în an centenar, recunoștință pentru participarea la sărbătoarea de suflet a comunei noastre, cu prilejul sfințirii monumentului onor și slavă trăgătorilor României și eroilor din Mănăstrea Cașin, semnează primara preoteției. Vă mulțumim, preasfinția voastră! Domnule Jitea Dănuț, ca și titor al acestui monument. Părintelui protopop Ioan Bărgăoano. Părintele Gheorghe de Oștean. Părintele Dan Miloiu. Și aici am patru diplome pentru veteranii noștri, pentru marii noștri veterani. Gheorghe Mirica, Nicolae Ioniță, Nicolae. Pentru Nenea Ion Folea. Ioane, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mi-ai trimis o diplomă la noi. Gheorghe Urzică. Nenea Gheorghe Urzică, dacă este. Și Gheorghe Chelaru, Ghiță Chelaru, dacă este. De asemenea, pentru domnul inginer Ciubotaru Gheorghiță, șeful Colului Sindic Mănăstirea Cașin, pentru domnul director Romeo Lupeș, directorul școlii Mănăstirea Cașin, Doamna doctor Folea Livia. Era și bun să aici. Vă mulțumesc pentru operațiunea. Domnul Bucur Ioan. Așteptăm aici. Domnul Nicolae Mocanu. Fostul primar al comunei Mănăstirea Cașin. Pe Neghiță, nu. Asta iară domnul Neghiță, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Trăiți. Am ajuns anii pe cilie. Domnul Mocanu, vă mulțumim pentru contribuțiile pe care. Doamna profesor Maria Bălan, domnul profesor Bălan Constantin, domnul doctor Tăbăcaru Gheorghe, doamna doctor Casandra, domnului primar Soroiu Daniel, ca și colaborator, domnul primar, dacă sunteți aici,
domnul primar Viorel Olariu, primarul Comunei Coțofănești, domnul Cristian Blănaru, cu mulțumirile speciale și în același timp dați-mi voie să ofer tot dumnealui pentru ansamblu Mugurași și Mănăstrieni și pentru rezultatele obținute. Mulțumim mult! Domnului colonel Cojocaru Stelian Petru. Domn colonel, mulțumim pentru ajutor acordat. Eu am încheiat așa într-un alegretul, ca să spun, și predau comanda domnului Maior Breacnă. Mulțumim pentru înțelegere și pentru ajutorul acordat. Căzuți în luptele pentru apărarea ființei naționale. Se intonează imnul național al României. Pregătește Consiliul Județean. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Bacău. Se depune o coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Depune o coroană de flori din partea comandanților unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantului Direcției Județeană de Informații Bacău, comandanților structurilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Pune o coroană de flori din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor. Thank you.
onorată asistență, ceremonia dedicată comemorării eroilor neamului a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare. Doamnele Gura și mănăstireni, cu profundă recunoștință în suflete și în conștiințe, prețuiește pe toți eroii luptelor pentru libertate, unitate și apărarea ei strămoșești. Astăzi, ca niște trimiși ai neamului, ei vin la noi, cu rol hotărător în viața de zi cu zi și ne cer să dărâmăm, egoismul, răutatea, dușmănia, ura, nedreptatea și tot ce ne desparte și ne îndepărtează. Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam, dar nu-i de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect și recunoștință. Ei cer de la noi să ne schimbăm firea prin înnoirea minții și schimbarea mentalității. Pentru început, invităm grupul nostru de fete care ne vor cânta Basarabie frumoasă. De 70 ani, vă vor prezenta dansurile Hora Rața Coasa.
Thank you.
Thank you.
acasă. 911, ia unii pe toți, pe munte, pe moldoveni și bravii noștri morți. Veneau la alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască. 911, ia unii pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Azi România straie în hotare, se îmbracă straini de sărbătoare și își cinstește bravii eroi de un secol îi cistim și noi. Și își cinstește bravii eroi de un secol îi cistim și noi. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască. 911, ia unii pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Vă mulțumesc! Hey, 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 hey
Sfinte, că nu pot să mă împărțesc cum ai împărți o pâine cu acei ce o jinduiesc. Și apoi nici nu vreau, stăpâne, să mă împart în două părți. Răstignit pot fi chiar mâine, numai nu pe două hărți. Numai nu pe două hărți. Omul, la naștere, are o singură inimă și nici de cum mai multe. Omul, la naștere, are un singur popor și nici de cum mai multe. La naștere are o singură patrie și nici de cum mai multe. Omul, la naștere, poate avea mai multe țări, dar acesta nu este decât un accident al istoriei. Un accident reparabil. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă invităm la Hora Mare. Thank you.